prima întrebare, privind la atribuirea mandatului de consilier, raportor, primar, Costel. Deci, v-a după cunoștință, Comisia Electorală Centrală, Republica Moldova, hotărâi privind la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Sătesc Costel, Raionul Ialomeni. Deci, conform ședinței Consiliului, decizia Consiliului luată de sâmburi, deci, Consiliul Sătesc Costești, prin decizia din numărul 030 din 15 martie 2013, a ridicat în legătură cu absența fără motivă întemeiată la 3 ședințe consecutive a consilierului mandatul consilierului Viguriță Nicolae, ales pe lista Partidului Liberal. Deci, eu vă citesc mai departe, partea hotărătoare. În temeiul articolului 18 alineatul 2, 133, alineatul 12 din Codul Electoral, numărul 1381, 13, din 21 noiembrie 1927, Comisia Electorală Centrală hotărăște, se ia de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul Sătesc Costești. 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul Sătesc Costești, Raionul Ialomeni, candidatului supleant, Mereatre Vladimir, de pe lista Partidului Liberal. Președintele Comisiei Electorale, Iuri Ciocan, secretarul Comisiei Electorale, Andrei Volontir. 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 Dacă îmi permiteți să-i spuneți estimația pe cei mei. Să zicem, și pasă de timp.